Vrei să repet? Deci vii de la Grigoriev ca Căușeni. Da. Și cineva, guvernul, are de gând să închidă școala. Da, de ce? Că e mică. Vrei să închidă... copii, nu? Da, vrei să închidă școala și acum vrei să vii o delegație de la Grigoriev ca aici, să iei de vorbă cu președinta noastră, de ce să închidă școala? Este școală bună, e făcut reparații, e frumos, învățători. Deci s-o închidă. Câți elevi sunt? Știți că ia ca eu nu știu. Puțini. Nu, că probabil asta e ideea, că sunt puțini. A, 1000 de elevi? Oi, 90. A, 90, dacă sunt mai puțin de 100, păi se cam închid școlile, se optimizează, pentru că costă prea mult întreținerea școlii. Da, da, da. Și vă dă autobuz și duce în satul vecin, care e mai mare și are liceu. În Căușeni, în Căușeni. Sau chiar în oraș, chiar alături de Căușeni. Și nu, poate să fie directoarea, primarul satului, să stai de vorbă, să vină. Poate, da, ați urcat acolo și am înțeles că e închisă ușa, da? Este blocat. Și noi jetnimii să vă zic că pe unde să vă duceți, ați vrut să plecați acasă, a? Da, am vrut să mă duc în partea asta, să întreb. Acolo e parlament. Așa, acolo nu se discută așa ceva. Partea cealaltă trebuie să vă duceți la guvern, să întrebați guvernul de ce face asta. Da. Dar o să vă spună de regula asta, de optimizare a școlilor. Dacă sunt mai puțin de 100 de elevi, se cam închid sau tot închis de-a lungul anilor. Așa. Costă prea mult să întreții. Da, da. Și pe urmă în sat avem consiliu sătesc, local. Altă problemă. Da. Și ca să pătărască problemele satului, este așa, Partidul Socialist, Partidul... Cum i-ați ales? A, așa. Cum i-ați ales, dar na. Noi am ales altceva de acolo. Ei, oamenii sunt diferiți din sat și unii au votat un partid, alții alt partid. Și consiliul reprezintă satul și opiniile politice ale satului. Și nu se hotărăște absolut nimic pentru sat. Contra. Ei nu se hotărăște întâi. Dar ce ați cerut, de exemplu? Apeduct, gaz, ceva. E ca dacă vrem să facem un drum. Așa. E ca dacă vrem să... Dar pe aveți drum național care merge pe acolo, nu? Da, 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 dar drumurile în sat. A, da, pe în sat nu prea are nimeni, toți sunt glod. E foarte greu. Și primăria zice că n-are bani, consiliul zice că n-are buget, da? Consiliul e contra, pentru că primarul care a fost... Un drum costă mult. Da, da, primarul care a fost înaintea lui actuala primar era socialistă și e contra, aici nu se hotărăsc întrebările satului, dar partidele. Așa. Bun, și credeți că președinția poate să implice să rezolve problemele în sat? Nu știu, noi ce să acolo face? Legat de școală noi poate să ocupă guvernul, că da, școlile subordonate Ministerului Educației și Direcției de Învățământ. Da, de drumuri nu se ocupă nici parlamentul, nici președinția. Dacă mai ales de drumuri locale, nici guvernul nu se ocupă. Se ocupă consiliul, dar consiliul dacă nu are bani, gata. Este așa o luptă între consilieri. Păi da, că e pluralism, sunt din partide diferite și dar și susțin partidul, și susțin proiectul tău, tu nu ai susținut proiectul meu și tot așa. Da, 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 ia că aici e președintele Parlamentului, Zinaida Greceanu, e birou de petiții, și mai la vale e președinta țării, birou de petiții. Așa. Poate puteți intra în audiență, puteți intra cu o petiție, dar cel mai degrabă eu cred că se ocupă guvernul de asta, acolo în Piața Mare a Adunării Naționale, dincolo de monumentul lui Ștefan cel Mare. Toate întrebările încolo. Cam toate, da, cam toate. Puteți să vă adresați și la președinții, dar ei să readreseze. Ia ca la consiliu nu se poate să fac un consiliu normal, pentru că acolo e luptă. Așa e democrația, e pluralism, e concurs de idei. Și cum să fac? Este o ieșire oricare, ori noi. Să aleșii poporului, cum i-ați ales, așa sunt. Și de multe mașini și n-au voie să intri pe aici, sau sunt delegație oficială. Pe strada asta n-ai voie să intri. Înseamnă că sunt delegație oficială aici, cine o fi oare? Și acum actualul primar, el nu poate hotărăsca întrebările pentru consilieri, lupt partidele. N-are majoritate în consiliu, da? E 1-1, 4-4. Aha. Dar și așa mic consiliu, 8-9 oameni? Da. Trebuie să fie număr impar, sunt 9, cred că. Sunt 9. Și unul independent și nu se bagă. Și acolo, duce acolo. Ca sala de audiență a președinției. Intrați, spuneți problema, ei probabil o să vă trimite la guvern. Cum vă numiți? Maria Moisei. Maria Moisei din Grigoriev, raionul Căușeni. Auzim că e școală de limba rusă acolo, sau nu? Aha. Și este școală de limba rusă în Căușeni. Este. Deci, minunat. Dacă se asigură și transport, autobuz, oamenii se duc încolo. Da, asta.
asta e. Și vor ca... Intrați întâi și vorbiți și o să-mi povestiți după ce ieșiți. Bine. Sănătate.